Mă bucur să vă revăd la rezolvări de probleme. Am ales pentru azi o problemă de optică geometrică interesantă, după părerea mea. Vom vedea dacă e și pentru voi. Pentru rezolvarea ei avem nevoie de legea a doua a refracției, legea lui Snell, care spune că indicele de refracție al unui mediu este egal cu sinusul unghiului de incidență supra sinusul unghiului de refracție. În cazul unei refracții, aer, material oarecare transparent, precum și de definiția indicelui de refracție al unui mediu, N este egal cu C supra V, adică este raportul dintre viteza luminii în vid și viteza luminii în mediul respectiv. Sigur, pe lângă aceste cunoștințe de fizică, vom avea nevoie și de câteva cunoștințe de matematică, mai ales de geometrie și trigonometrie. Să vedem enunțul problemei. O rază de lumină, notată 1 în desen, pătrunde într-o placă transparentă cu grosimea L și indicele de refracție N, într-un plan paralel cu fața laterală a plăcii, sub unghiul de incidență I. O altă rază, notată 2, paralelă cu prima, ajunge simultan cu prima în punctul de incidență I, dar trece foarte aproape de fața laterală a plăcii în exteriorul acesteia. 1. Cât este diferența de timp dintre momentele în care cele două raze ajung în planul feței de jos a plăcii? 2. Ce condiție trebuie să satisfacă unghiul de incidență I pentru ca razele să poată ajunge deodată în planul feței inferioare? Și 3. Ce valoare trebuie să aibă N în condiția de la punctul 2? Deci, în desen, raza roșie este raza care trece prin placă și suferă refracție, iar raza albastră este cea care trece pe lângă placă, deci trece nedeviată. La punctul 1 trebuie să calculăm cât este diferența de timp dintre momentele în care ajung razele 1 și 2 în punctele A, respectiv B. Pentru asta trebuie să calculăm întâi distanțele pe care le au de parcurs cele două raze din punctul de incidență I până în punctele A, respectiv B. Avem triunghiul dreptunghic I, O, A, în care observăm că putem scrie cosinusul unghiului R este L supra IA. Dar să notăm IA cu D mic 1, adică distanța pe care o are de străbătut prima rază, cea care suferă refracție până când să ajungă la fața inferioară a plăcii transparente. De aici rezultă că D1 este L supra cosinus de R. Avem apoi triunghiul IOB, în care putem scrie cosinus de I este egal cu L supra IB, pe care o să-l notez cu D2, adică distanța pe care trebuie să o parcurgă raza care trece pe lângă placă până să ajungă la planul feței inferioare, adică în punctul B. Și de aici rezultă că D2 este L supra cosinus de I. Dar pe noi ne interesează timpul necesar pentru fiecare dintre cele două raze să parcurgă distanțele de 1 respectiv de 2. Iar timpul este distanța împărțită la viteză. Așa că, în cazul razei care suferă refracție, T1 va fi D1, adică L supra cosinus de R, împărțit la viteza luminii prin mediul respectiv, care știm că este C supra N. Și atunci N trece la numărător, N ori L și am C mic la numitor. Iar T2 va fi D2 supra viteza
razei care trece pe lângă placă și care este egală cu viteza luminii, deci de 2 supra C mic, adică va fi L supra C mic înmulțit cu cosinus de I. Și acum trebuie să vedem cât este diferența dintre cele două durate, dintre cei doi timpi. Acestea sunt duratele necesare celor două raze ca să ajungă din momentul în care trec prin planul feței superioare a plăcii transparente la planul feței inferioare a plăcii transparente. Raza de lumină care se propagă prin placă propagându-se cu viteza C supra N, iar raza de lumină care se propagă pe lângă placă cu viteza C mic, adică cu viteza luminii în vid. Și atunci diferența dintre cele două durate, să zicem T1 minus T2, este egală cu L supra C, se poate da factor comun, pe lângă N supra cosinus de R, minus 1 supra cosinus de I. Și dacă ținem seama de faptul că sinus de I supra sinus de R este N, atunci putem calcula tot ceea ce apare în această relație. L, grosimea plăcii, este cunoscută. C mic, viteza luminii în vid, este cunoscută. N de asemenea. Și pentru că presupunem că știm și cât este unghiul de incidență, putem calcula și unghiul de refracție. Așa că se poate calcula tot ceea ce vedem aici și se poate calcula diferența de timp sau întârzierea pe care una dintre raze o are față de cealaltă. Și bineînțeles că această diferență de timp depinde de grosimea plăcii, de L, de indicele ei de refracție și mai depinde și de unghiul de incidență. Pentru că R depinde la rândul lui și el de unghiul de incidență prin această relație. A doua întrebare este ce condiție trebuie să îndeplinească unghiul de incidență I pentru ca razele să ajungă deodată la fața inferioară, la planul feței inferioare al plăcii. Și observăm că dacă vrem ca diferența de timp să fie 0, atunci trebuie ca această paranteză să fie 0. Nu există altă posibilitate. Și dacă mai ținem seama și de faptul că N este sinus de I supra sinus de R, atunci avem sinus de I supra sinus de R ori cosinus de R trebuie să fie egal cu 1 supra cosinus de I. În acest caz, această paranteză va avea valoarea 0 și nu vom mai avea diferență de timp între momentele în care cele două raze ajung în planul feței inferioare a plăcii. Și putem să scriem această proporție sinus de I înmulțit cu cosinus de I trebuie să fie egal cu sinus de R înmulțit cu cosinus de R. Aici avem evident și soluția I egal cu R, dar asta nu ne interesează, pentru că în cazul în care R ar fi egal cu I, ar însemna că de fapt nu avem refracție. Ar însemna că indicele de refracție relativ al mediului din care e confecționată placa față de aer e 1, adică placa are același indice de refracție cu aerul și din punct de vedere optic înseamnă că nu se întâmplă nimic. Deci soluția I egal cu R nu ne interesează. Dar dacă ne uităm la graficul sinus de A înmulțit cu cosinus de A în funcție de A, de valoarea lui A, observăm că graficul pleacă din 0, pentru că sinus de 0 e 0,
ajunge din nou în 0 la 90 de grade, pentru că acolo cosinusul are valoarea 0, și are un maxim pentru 45 de grade. Și maximul este sinus de 45 înmulțit cu cosinus de 45, adică radical din 2 pe 2 înmulțit cu radical din 2 pe 2, adică 1 pe 2. Putem observa pe grafic că pentru valori I și R simetrice față de 45 de grade, această egalitate este satisfăcută. Se poate demonstra și prin relații trigonometrice foarte ușor acest lucru. Sin de I ori cos de I poate fi egal cu sin de R ori cos de R și dacă I este diferit de R, cu condiția ca cele două unghiuri să fie simetrice față de unghiul de 45 de grade. Și pentru că unghiul de incidență în cazul nostru este mai mare decât unghiul de refracție, înseamnă că unghiurile I și R trebuie să fie de forma I egal cu 45 de grade plus A, iar R de forma 45 de grade minus A. Cu alte cuvinte, I și R trebuie să fie complementare, pentru că dacă fac suma I plus R, obțin 90 de grade. Deci, deocamdată știm că unghiul de incidență trebuie să fie complementar cu unghiul de refracție. Am găsit, deci, că unghiurile de incidență, respectiv de refracție, trebuie să aibă aceste expresii. Și asta înseamnă că am răspuns deja la întrebarea a doua, și anume ce condiție trebuie să satisfacă I, pentru că razele se pot ajunge deodată în planul feței inferioare, I trebuie să fie mai mare de 45 de grade. Numai în acest caz este posibil ca cele două raze să ajungă deodată la planul feței inferioare. Este o condiție necesară, deci I mai mare de 45 de grade, dar nu este o condiție suficientă. Și așa ajungem la a treia întrebare. Ce valoare trebuie să aibă N în condiția de la punctul 2? Deci I trebuie să fie mai mare de 45 de grade, dar asta nu ne garantează că cele două raze vor ajunge deodată în planul feței inferioare. Mai trebuie să existe și o anumită valoare pentru N, pentru indicele de refracție. Să vedem care este aceasta. Noi știm că sinus de I supra sinus de R trebuie să fie egal cu N. Adică în cazul nostru, sinus de 45 de grade plus A supra sinus de 45 de grade minus A trebuie să fie egal cu N. Și avem o relație trigonometrică care spune că sin de A plus B este sinus de A ori cosinus de B plus sinus de B ori cosinus de A. Sau dacă avem minus, atunci sinus de A ori cosinus de B minus sinus de B ori cosinus de A. Așa că putem scrie sinus de 45 de grade ori cosinus de A plus sinus de A ori cosinus de 45 de grade supra sinus de 45 de grade ori cosinus de A minus sinus de A ori cosinus de 45 de grade egal cu N. Și pentru că sinus de 45 are aceeași valoare cu cosinus de 45, radical din 2 pe 2, putem să o dăm factor comun atât la numărător cât și la numitor și să simplificăm. Și rămâne cosinus de A plus sinus de A supra cosinus de A minus sinus de A egal cu N. Și dacă împărțim aici termen cu termen
și la numărător și la numitor, totul la cosinus de A, voi obține 1 plus tangentă de A, 1 plus tangentă de A, supra 1 minus tangentă de A, egal cu N. Și aceasta este valoarea pe care trebuie să o aibă N. După cum vedeți, ea depinde de unghiul A, adică de unghiul cu care se abat I și R de la 45 de grade, de o parte și de alta a acestei valori, a valorii de 45 de grade. De pildă, dacă I este 45 plus 15, adică 60 de grade, atunci R trebuie să fie 45 minus 15, 30 de grade. Și asta înseamnă că în acest caz, în care I ar fi 60 de grade, iar R 30 de grade, după cum vedeți, sunt complementare, N ar trebui să aibă valoarea 1 plus tangentă de 15 grade supra 1 minus tangentă de 15 grade. Și în acest caz, cele două raze ar ajunge deodată la fața inferioară a plăcii transparente. Sper că v-a plăcut problema și că vă ajută în pregătire. La revedere!